Dar observ că ești bronzat. Mersi, da. Îmi dai și mie o bere? Sigur, sigur. Ce interesant la bronzul ăsta e că nimeni nu observă la tine când nu ești bronzat. Eu n-am fost niciodată la solar și nu mi-a spus nimeni niciodată ce palid ești. Câteodată cu 10 secunde înainte mi-au spus, cred că vreau să-l păstrez. Doar când mergi într-una la solar, lumea se așteaptă la tine mereu să fii bronzat. Obișnuiești oamenii cu un anumit standard. Once you go solar, you never go normal. Aia care merg la solar o singură dată pe an, la începutul verii, înainte să meargă la plajă. Aia sunt cei mai penali. Efectiv, te duci, plătești niște bani să te bronzezi ca să nu apari nebronzat în locul în care toată lumea merge să bronzeze. E ca și cum eu mi-aș cumpăra niște gantere să trag de ele acasă ca să nu fie rușine să merg la sală apoi. Da, gen ca și cum fur dintr-o alimentară ca să nu-ți fie rușine să intri în politică după aia. Și oricum, când apar pe plajă cu bronz fake, ești al treilea cel mai penal om de acolo. Pe primul loc, bineînțeles, e bărbatul 50 de ani care încă poartă slip în loc de bermude. Pe locul 2, femeia care își lasă băiețelul de 12 ani fără slip, că na, doar e copil. Și pe locul 3 ești tu cu bronzul fake. De aia se numește bronz, că e ce primești la locul 3. Dacă ești videoartist, înțeleg, e cumva în fișa postului să mergi la solar. Dar dacă ești doar o corporatistă care în fiecare dimineață merge cu metroul până în Pipera, are o caserolă de o stropelă într-o sacoșă de Zara, păi cine încerci să păcălești? Nu e ca și cum cineva din metroul ăla o să creadă că ai avut bani de vacanța aia în ianuarie. Nu, toți din metroul ăla sunt corporatiști care se bucură la miercurea fructelor sau la un team building la Sovejea. Numai că ei arată ca niște corporatiști care fac asta, dar ea arată ca statuia de cupru a unui corporatist care face asta. Dacă stă puțin nemișcată pe peron, încep să caut o pălărie pe lângă ea, să-i las niște bani. Și cei mai idioți sunt aia rasiști care merg la solar. Suntem în România, sigur există și de ăștia. Efectiv încearcă să devină ceea ce nu suportă. E ca și cum eu aș începe să-mi fac operații ca să semăn mai mult cu Simona Gherghe. Dar mă rog, pornisem la bronzul tău. Unde ziceai că ai fost în vacanță? N-am fost în vacanță. Urmează să plec acum în Seychelles.